Localitatea Florei se poate mândri cu un teren sintetic de sport, în prezența autorităților locale, dar și județene. A fost inaugurată noua bază sportivă destinată tinerilor. La eveniment a fost prezent președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, alături de senatorul Liviu Mazilu și deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă. Terenul sintetic de sport a fost inaugurat cu mare fast în comuna mehedințeană Florești. Primarul comunei, Radu Pasăre, și-a dorit ca tinerii din localitate să poată să se dezvolte armonios și sănătos prin practicarea oricărui tip de activitate fizică. Astfel, astăzi a fost inaugurată o bază sportivă la standarde europene, realizată atât din fonduri proprii, cât și din partea Consiliului Județean Mehedinți, prin sprijinul oferit de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Astăzi, 10 noiembrie, am pus în funcție noua bază sportivă Academiei Florești, arondată Școlii Generale Florești, construită cu sprijinul și mulțumim de această care Consiliului Județean și întregii echipe, de la finanțată această lucrare, mulțumim și constructorului, copiii se vor bucura de această bază sportivă. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a susținut întotdeauna investițiile în baze sportive pentru copii, deoarece acestea reprezintă investiții în sănătate. Lor. Tocmai de aceea i-a oferit sprijinul primarului Radu Pasăre în realizarea acestei investiții. Îl felicit pe primarul Radu Pasăre pentru investiția pe care a realizat-o în comuna Florești în interesul tinerilor din această localitate. Era nevoie să se realizeze o bază sportivă cu gazon sintetic, pentru că așa este normal. Am constatat astăzi bucuria de nedescris a copiilor. Și încă o dată pe această cale și lui și consilierilor care au votat acest proiect, le mulțumesc pentru ceea ce au făcut. La eveniment, alături de primarul comunei, au fost și senatorul Liviu Mazilu și deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă, care l-au susținut și felicitat pentru investiția realizată pentru comunitatea lui. Președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu l-a felicitat atât pe primarul comunei Florești, Radu Pasăre, dar și în aceeași măsură echipa care a inițiat și implementat acest proiect, pentru faptul că au înțeles faptul că dezvoltarea investițiilor locale presupune și crearea unui climat propice atragerii investițiilor externe care vor avea un impact pozitiv asupra comunității.